Salutare, dragilor! Bun găsit la un episod de Victoria 3. Jucăm cu Valahia și Atene în 1855. Mai concret, din aproximativ 8 ani în urmă, am reușit să obținem Principatele Unite. Practic, Valahia a devenit Principatele Unite, așa cum e reprezentată pe hartă, și a intrat într-o uniune cu Moldova. În momentul de față, Moldova reprezintă în joc vasalul Principatelor Unite și Valahia a devenit Principatele Unite. În următorii 2 ani urmează să se finalizeze această uniune și să avem contopirea celor două state într-un singur stat, Principatele Unite. Acest lucru se poate vedea și aici, în zona de All for One, unde avem această decizie minunată care va duce la contopirea celor două state. Ceea ce putem să mai facem noi în plus, și este un pic diferit de ce s-a întâmplat în istoric, este prin cadrul acestei decizii să reușim să obținem și retrocedarea sudului Basarabiei, care o voi și trigărui în momentul de față. Ce înseamnă chestia asta este cumva parțial asociat cu ceea ce avem și în istoric, nu? Ce anume faptul că sudul Basarabiei sau Buceagul conține teritorii de drept românești, care în momentul de față se găsesc în cadrul jocului în apartenența Rusiei. E vorba de teritoriile acestea, care în urma acelei decizii în cadrul jocului le vom putea obține. În realitate, ce s-a întâmplat? În realitate, în 1856, trei dintre județele Buceagului istoric au fost retrocedate Moldovei din apartenența Rusiei, au trecut în apartenența statului Moldova. E vorba de Cahul, Ismail și Bolgrad. Și acest lucru nu este un lucru mărunt, întrucât ele fuseseră cumva, să zicem, pierdute de ceva vreme, în perioada 1484-1812, ca să zic așa, Buceagul devenise pașal turcesc, iar în perioada 1812-1856 acestea au fost atribuite sau cedate rușilor, deci o perioadă foarte lungă de cedare în partea Rusiei. Iar perioada aceasta, 1856 până aproximativ 1878, acestea revin înapoi Moldovei, cum ziceam, nu întreaga Moldovă, restul de teritorii aparțin Basarabiei rămân o componența Rusiei și România le va recupera ulterior. Acum, ce se întâmplă în 1878, toate aceste trei provincii, noi le pierdem, practic România și obține independența și câștigă Dobrogea, un teritoriu mult mai larg prin comparație, nu? Avem un teritoriu mult mai larg cu Dobrogea, dar minusul este faptul că pierdem înapoi aceste trei teritorii, le retrocedăm Rusiei și este o mare pierdere acest lucru. Acum, ca să înțelegem mai bine diferențierea dintre joc și realitate, o să revin înapoi aici. În primul rând, harta Basarabiei este această reprezentare pe care o vedem în momentul de față. Este echivalentul Basarabiei de azi. Acum, problema este cum separăm Buceagul de Basarabia și, mult normal, aproximativ, este faptul că de aici, de unde se întretaie acest drumuleț, până undeva în zona asta reprezintă Buceagul. Și ceea ce vom obține noi din Buceag, respectiv cele trei județe, reprezintă doar o parte din teritoriu, ceva de genul ăsta, dacă s-ar trasa o graniță aici. O să vedeți imediat după ce se înființează decizia aceasta ce vom primi. Din nefericire nu obținem și cetatea albă, dar din fericire obținem cetatea Chiliei sau echivalentul cetății Chiliei. Acum, ceea ce obținem suplimentar în joc este acest mic teritoriu care aparține oarecum de județul Tulcea de astăzi. Și după cum vedeți, scrie și aici că este parte din teritoriul Dobrogei, da? Asta este partea grozavă. Acum noi nu vom obține Dobrogea în sine, ci vom obține doar acest mic teritoriu. Acesta aparține Imperiul Otoman. În joc, statul în sine era deja fragmentat și aparținea de Rusia. Acum ce vom face noi este vom obține un stat fragmentat din Basarabia de asemenea. Acum revenim înapoi la joc. Cum ziceam, avem în All for One această uniune și în 2 ani de zile vom face unirea cu principatele române. Ceea ce mai este cumva atipic în joc este faptul că în momentul în care se termină această All for One vom avea o decizie în care vom putea deveni România. Acest lucru în realitate nu s-a întâmplat. În realitate undeva în 1866, la 1 iulie, prin Constituția României,
Principatele Unite ale României și Moldovei au devenit România. În joc, prin finalizarea acestei decizii, nu numai că ne contopim cu Moldova și cu celelalte două provincii pe care le obținem, ci efectiv devenim România, deci cumva atipic decât ceea ce avem în istoric. Am vrut să fac această paralelă cumva pentru că e destul de important și evident, cum am zis, partea care vom pierde teritoriile, sperăm să nu se întâmple în joc, nu știu ce ne-a pregătit dezvoltator pentru victoria 3, dar eu zic că e important de făcut această distinție între ceea ce avem în joc și ce în realitate, un pic diferite lucrurile. Și după cum mi-a trăgea cineva atenția, posibil să putem să obținem și restul de Basarabia din partea rușilor. Mi se semna fiind tu de partea asta. Cred că este una dintre lucruri care trebuie explorate și setată în zona de obiective. Și vom încerca să o ducem la capăt. Acum, trecând la partea de obiective, hai să facem un pic o scurtă retrospectivă a ceea ce s-a întâmplat până în prezent, pentru că s-au întâmplat destul de multe lucruri. Nu-mi dau seama dacă le mai pot preciza pe toate în ordinea anume, dar în episodul precedent am trecut în mod sigur pe protecționism în locul mercantilismului. E adevărat, am văzut că Onechi este de părere că mercantilismul este preferat. Eu personal consider că e mai bun protecționismul. Am văzut și o schimbare în partea de venituri și am obținut venituri mai multe din protecționism. E adevărat că acum se împarte din Imperiul Otoman ca și piață. Vom vedea ce se întâmplă când rămânem doar pe piața României, care se va întâmpla destul de curând, o să vedeți. Alt lucru care l-am schimbat și foarte important, am reușit să facem public schools și vom rămâne cu public schools în ciuda faptului că am presa că a fost o persoană, Nothing Tune, ne-a recomandat să trecem pe private schools. Vedeți că avem multiple dezavantaje cu asta. În primul rând că dăm putere politică mai mare grupului intelectual, dar accesul la educație este restricționat celor bogați. Nu vrem să facem acest lucru pentru că școlile ne ajută la creșterea alfabetizării și calificării personalului nostru, care pe termen lung pare să fie o problemă importantă a statului român. Cred că mi-a scris și Iulie 30, populația, popor, oamenii sunt resursa cea mai importantă a țării și s-ar putea să fie adevărat chestia asta. În particular în Victoria 3 se simte chestia asta. Acum, din lucrurile care le-am mai schimbat episodul precedent, destul de important, am schimbat, am trecut pe Professional Army. Voi rămâne cu asta, am văzut că sunt câteva păreri împărțite cu privire la acest lucru. Și erau persoane care solicitau să trece pe National Militia, am impresia că inclusiv Conec ne recomandase chestia asta și cred că, nu mai știu sigur, dar cred că a mai fost cineva care ne recomanda schimbarea asta. Pe de altă parte, în zona de Guaranteed Liberties, din nou voi rămâne cu Guaranteed Liberties. Aici de asemenea primisem niște feedback din partea lui Denis Sebastian și al lui Conec de a menține National Guard, a trece pe National Guard. E nevoie de suport din partea burgheziei și a forțelor armate pentru această schimbare. Nu cred că vom reuși să o schimbăm ușor și nici nu prea mi-aș dori în momentul de față, cred că este ok. În schimb, din lucruri care aș vrea să le schimb neapărat este land taxation-ul. Acum vreau să mai atrag atenția asupra unui aspect. Economic sistemul ăsta dat în episodul precedent pe agrarianism. Destul de importantă chestia asta pentru că are un efect important în zona de private construction. 50% alocare pentru private construction, destul de importantă. Am văzut că din partea abonaților mei am luat feedback-ul de la Nothing Too, că este o decizie bună. E adevărat, aș vrea la un dat să schimbăm la SFR, dar am văzut că există foarte multă împotrivire, în special din partea Partidului Țărănesc Român, care are o putere politică destul de mare în momentul de față. Și vor declanșa chiar o revoluție dacă aș încerca să schimb acest lucru. Nu cred că vom face episodul prea curând asta. Vom menține agrarianismul. Este destul de bine alocarea 50% între public construction și private construction. Și cred că avem doar un singur minus aici cu capitalist, minus 20% capitalist investment. Eu zic că nu ne va impacta chestia asta. Ok, acum ce aș vrea să mai atrag atenția dintre lucrurile care le-a schimba. În episodul ăsta, deci pe de o parte, trade policy-ul, land taxation-ul, cum ziceam, vreau să schimb, mi se recomanda să da din partea lui Conex să trecem pe gradul taxation, dar pentru asta ne trebuie comunism. Ceea ce vreau să fac în primul rând este să trecem per capita taxation. Este nivelul de taxare care ne permite cel mai mare venit posibil, cel puțin cu ceea ce avem în momentul de față ca și țară. Suntem pe land-based taxation, per capita taxation, o să crească taxele, s-ar putea să ne afecteze într-o anumită măsură nivelul de trai, vom vedea chestia asta, dar va genera un venit cel puțin dublu
față de ceea ce avem prezent și o să vedeți imediat ce ieșim din piața otomană, vom trece pe piața românească, că o să avem nevoie de toate veniturile. Acum, alte lucruri pe care înțeleg că este absolut necesar să le activăm pentru dezvoltarea pe termen lung a acestei țări, este să schimbăm cetățenia. Să trecem din National Supremacy pe Racial Segregation și avem deja susținerea ca să facem acest lucru, recomandare primită de la iulie 30 aici, care ne spune că cu chestia asta combinat cu modificarea legii migrării din Closed Border Migration Control o să permită atragerea de populație, probabil va trebui să asigurăm și un nivel de trai destul de decent și multiple alte lucruri, dar atragerea populației externe, în special europene, zice el, ne va ajuta să atragem necesarul de populație ca să umplem golurile din locurile de muncă, pentru că suntem aproape la limita de a nu ne umple necesarul de locuri de muncă. Cel puțin pe Valahia, pare că avem nevoie să creștem constant mult mai multă populație ca abia să ținem pasul cu tot ceea ce se construiește în momentul de față. Ok, acum hai să vedem ce alte lucruri ar mai fi importante și aș vrea să le încerc să le schimb cât mai repede. Children rights. Children rights, vreau să scoatem copiii din muncă, pentru că odată nu este ok acest lucru din punct de vedere moral. În al doilea rând, nu cred că e ok să menținem acest nivel de mortalitate care este generat dependent income-ul. Ok, crește cu 30%, dar restricția cea labor o să ne scadă mortalitatea în rândul tuturor acestor persoane și putem să creștem nivelul de educație maximal al instituției de învățământ cu un procent, cu un nivel. Și eu zic că e un lucru important. Pentru asta o să avem nevoie de labor's movement, care zic eu că o să putem să activăm relativ repede după ce finalizăm Central Archives. S-ar putea totodată să nu fie ceva foarte scump. Labor's movement-ul mi-atrage atenția aici că este undeva la 30 de luni de research. O să încerc să-l pun chiar în mandatul următor înainte de căile ferate. Deci, sorry, Denis Sebastian Sepp. O să amânăm un pic căile ferate. Știu că mi-ai recomandat acolo să fac multiple modificări căile ferate, dar vom amâna un pic chestia asta. Ok. Alte lucruri, cred că pot să mai aștepte momentan, pentru că suntem încă departe de ele, dar e adevărat, da, am mai primit feedback cu multiple alte lucruri pe care am putea să le modificăm. Vom da drumul la joc acum. După cum vedeți, deja au apărut cele două provincii, da, și deja sunt separate. Aici am scrie doar orașul Ismail. Iar aici, după cum vedeți, partea de Dobrogea, da? E adevărat, în momentul de față arată minunată această Dobrogea noastră, dar nu avem, este încă la turci. Anyway, sperăm să o obținem la un moment dat, vedem dacă și când vom reuși acest lucru și cum. Totodată am impresia că de la Nothing To, dacă nu mă înșel, sau de la Iulie, primisem direcția de a amâna conflictele până când putem să ducem război de independență. Vedem atunci cu război de independență ce și cum va fi. Ok, grand plan pays off. Hai să vedem ce se întâmplă aici. L-avem pe Valeriu Cihoschi, care obține un momentum. Opa. Eu mi-aș mări, în schimb, gold reserve limit-ul, cât suntem pe plus. Și loan interest rate-ul. Nu știu, hai să le dăm și lor ocazia să remarce. Știu că ei nu prea au voturi. O să am nevoie de ei pentru la SFR. Am văzut că este incredibil de greu să le cresc implicarea. Bun, multiple modificări trebuie să facem acum. Și înainte să le fac, vreau să văd dacă pot să construiesc încă lucruri în cele două state. Pare că încă nu. Deci, momentan voi face următoarele lucruri. Mă duc la government aici. Administration, schimbăm pe secular administration. O să ne scadă implicarea clericilor în astea. La production method pot să pun filling cabinets. O să-mi crească acum birocrația. Iar aici cred că sunt deja ok. Am nevoie de birocrație cât mai mare, pentru că trebuie să încerc să fac aici, la overview, alipirea statului. Este un stat neîncorporat, îl vom încorpora în România, în Principatele Unite în momentul de față. Și avem încă 27.4 ca să alipim și Buceagu. Mă rog, Buceagu este fapt mai degrabă, corect spus, Cahil, Ismail și Bolgrad, da?
Cred că este Maxor expus. Ok, am făcut câteva modificări. Bun, la modificare aici ce mai aveam de fac? La universități scoatem și de aici clericii din astea, că vrem să angajăm mai mulți academicieni și să scădem un pic puterea. Creștem practic puterea intelectuală, cred eu, cu academicienii. Văd că ei sunt distribuiți... și ei sunt distribuiți între intelectual, ortodox și mică burghezie. Dar clericii, în mod sigur, erau asociați, probabil, preponderent bisericii, ca să zic așa. Construction sectorul, cred că nu-l modificăm. Ok, alt lucru. M-am uitat aici și nu avem unemployment-ul destul de mic. Ce pot să fac și cum mi-a atras atenția și Seb, aici apropo de muncitul nostru eco, este să trecem de la munca cu mâinile la munca cu unelte. O să crească consumul de unelte, dar o să putem să eliberăm 9000 de lucrători de care avem nevoie. Și acest lucru se remarcă imediat aici unde unemployment-ul o să se elibereze constant, o să crească într-o primă fază. Am făcut percursion cap, ăsta e util pentru armament. Și se va putea realoca în alte zone, da? La livestock cred că nu am nimic de schimbat, deci la Whitfield asta ar fi fost una dintre cele mai importante lucruri care putem să le facem. Hai să mă să văd aici dacă încă pot să fac, că vreau să fac universități. Cam în employment-ul 0 acolo. Limba în școli. Studenții ucrainieni uneori folosesc limba lor nativă în școlile române. Ia să vedem ce e aici. Hai să vedem ce obținem de asta. Așa, 20% asimilare, dar asimilare ar trebui să o facem gradual. Minus 20% radical din discriminare. Hai să facem assimilation-ul. Nu-mi dau seama care e avantajul, sincer. Văd că asta e super pe burghezi. Iar asta crește numărul de populație radicală din zona ucraineană. Activăm și filantropia, acum mi-a venit. Ar fi bine să creștem nivelul de trai, chiar dacă îmi crește doar puțin succesul promovării acestei legi. Trebuie să cresc nivelul de trai. Totodată am uitat să fac o chestie importantă aici la Authority, cum ziceam în episodul precedent. Dacă enactment time este mai mic, promovăm mai repede o lege, trecem mai repede prin aparatul birocratic. Ca să fac acest lucru o să scad și descurajez cancele, encourage manufacturing industry și o să ducem la 20% enactment time-ul. Am nevoie de asta neapărat acum. Acum la election. Vreau să mă uit un pic pe legile care vreau să le promovez, sincer, pentru că eu vreau să zic să schimbăm chestia asta. Stai să vedem cine este pentru racial segregation. Rural folk și inteligenția, dar hai să ne și la migration control să vedem cine o susține. Am nevoie de Partidul Național Țărănesc, aparent. Hai să vedem și la drepturile copilului. Aici avem nevoie de cineva care nici măcar nu are un partid. Pentru că băieții ăștia nu sunt asociați la un partid din ce m-am uitat eu. Hai să vedem dacă îi găsim. Trade Unions sunt un grup marginalizat, nici măcar asociat la un partid. Recunosc să mai fac bolstering-ul. Acela pe care îl începusem asupra industrialiștilor. Hai să le facem și acest round bolster. Nu știu exact în ce partid vor să se asocieze la Trade Unions, dar voi avea nevoie de ei. Pe de altă parte trebuie să asigur un guvern cu un procent de contestare cât mai redus. Ideal este ar fi să fie un guvern perfect legitim. Nu cred că pot să le reformez mai bine de atâta, dar putem să încercăm. 69% e doar un pic mai bine, dar nu atât de grozav. Văd că ei de unii singuri nu fac un guvern grozav. Împreună cu conservatorii crește doar cu unul. Cu Armed Forces nu se înțeleg. Da, nu, niciun caz. În combinație cu industrialiștii, nu. Hai să mai ne uităm o dată la legile alea, să vedem cine sunt promotorii acelor legi. Că e bine să fie la guvern promotorii legii respective.
De câte am văzut aici, avem nevoie de... Da, de mica burghezie și de land forces pentru promovarea astea. Iar aici la National Supremacy... Da, trebuie să aducem mica burghezie la guvern. Deci hai să facem un guvern cu format din... din aceștia. Din conservatori și țărani. Hai să vedem ce ies la alegeri. Ne preconizează niște voturi importante și o creștere de voturi pentru o parte din partidele politice. De câte am văzut, primele trei vor crește în sondaje. La aici mi-a mai atras atenția Denis Sebastian Seb. Să scoatem bisericoșii, clerici din astea și să creștem funcționarii. Totodată mi-a atras atenția aici ca să introducem prin consumul de mai mult cărbune serviciile. E adevărat că consumăm și ceva forță de muncă, dar introducem iluminarea stradală și creșterea serviciilor și infrastructurii. Iar aici la Market Squares, prin consumul de lemn și sticlă, voi produce mai multe servicii. Da? Ceea ce vreau să mă duc să fac este că pentru că cât de curând voi ieși din piața otomană, la furniture ce vreau să scadem luxury furniture production-ul, pentru că vom avea un consum destul de mare din piața internă pentru mobilă de consum normal. Totodată aici la logging vreau să reducem consumul de... o să am nevoie de lemn pur, care vedeți este deja în, într-o stare destul de proastă. Nu o să am hardwood, dar vedem cum ne descurcăm cu asta, eventual renunțăm la bunurile acelea dacă nu am suficient lemn. Pot să-l obțin din Moldova ulterior, dar încă nu suntem acolo. Ok, deci la Urban Center am reglat lucrurile acolo. Și cred că mai e ceva ce aș putea regla în zona de industrie de alimentară, dar momentan ne las lucrurile cum sunt. Am mai crescut standard de viață în Dobrogea Română. Ok, și vedeți cum am ieșit la partide 76% din combinarea celor două. Da, un guvern, zic eu, nu este legitim, nu știu exact de ce, dar Opposition Interest Group Approval. Current Ideology Penalty. Din monarhie și sensul sufraj. Dar probabil că grupurile de interes care sunt la guvernare acum nu pot să cadă de acord asupra celor două. Am impresia că ar putea să ne uităm acum, sincer. Apropo de monarhie, cine o susține? E susținută de The Land Donors. Da, dacă pune presidential, prea avem susținere politică. Din câte văd. Anyway, sper să iasă măcar per capita taxation-ul ăsta, că e foarte important. Am trecut pe minus, am impresia că e foarte probabil să fie ieșit. Uite, avem turmoil aici. Cred că vor începe revoltele în Imperiul Austro-Ungar, în Austria. Mamă, dar e imens Austria. Wow. Este de drept imensă. Wow. Este fabulos de mare. Bun, am ieșit din Imperiul Otoman, vedeți rezultatul. Avem nevoie de pește. Eu încerc să mă împrietenesc sincer cu Rusia și parțial și cu Imperiul Otoman, se iau de la ei. Dacă Austro-Ungaria apar revolte, nu o să putem să importăm bunuri de la ei. Asta e marele inconvenient. Drept urmare, nu m-aș axas foarte mult pe asta. Am nevoie de hardwood până când alipesc. O să iau de la ruși. Hai să vedem dacă obținem necesarul. Am progresat cu legea în faza de drafting. Asta e minunat. Cred că mai trebuie pește. Trebuie să iau și la Austria niște pește. Mai trebuie coloranți pentru industria alimentară, iau de la ruși. E adevărat că numărul de 3 druturi, care momentan văd că am unul extra, și din general, nu mă prea avantajează. Cred că aș putea să mă duc aici la military și să renunț la generalul ăla de armată. Mircea Ionescu. Îl retragem. Și mai obținem niște birocrație. Bun, văd că am rezolvat.
Acum, hai să vedem un pic la Trade Center dacă avem chestii pe minus. Ar trebui să ne uităm dacă putem să exportăm bunuri. Principial, Fine Art. De exemplu, ar fi mișto dacă am exporta. Am prea multe trade routuri din nou. Trade routuri. Dar ideea e că nu avem consumatori pentru piața asta de artă și dacă nu avem consumatori ne scade și employment-ul. Efectiv, sunt tot felul de probleme. Hai să vedem, pot să construiesc încă? Încă nu pot să construiesc. Și unemployment-ul nu mi-l arată acolo. Dar cum vedeți, unemployment-ul destul de scăzut în Valahia. Deci avem nevoie de populație din orice mijloc și suntem pe minus în momentul de față, fără să construim absolut nimica. Government wages ne consumă foarte mult și goods for government buildings. Costă foarte mult. Deci probabil construction sectorul este unul destul de consumator. Acum ce aș putea să fac este să reduc consumul de fier, pentru că am văzut că fierul în particular este deja la over consumption. Asta s-ar putea să mă elibereze un pic din presiune. Să vedem dacă o să scadă cumva nivelul de construcție. Și capacitatea a scăzut de la 20 la 14, dar sper eu că vom mai elibera încet încet bunuri pentru government buildings. Legea noastră a trecut în faza de votare. Trebuie să mai mă duc să mai încerc să mai reglez ceva pe aici. Nu știu ce altceva. Administration aici văd că consumă hârtie. Dar hârtie am impresia că este în... este la limita de consum hârtia noastră. Dar fără asta o să am probleme cu birocrația, care deja văd că este într-o stare destul de gravă. Hai să mă duc să-mi văd la Trade Center ce aș putea să renunț aici. Hai să văd dacă pot să renunț la acești pește din Imperiul Otoman, fără să trigăruiesc probleme. Ok. Goods for government buildings. 3.000 cheltuit pe hârtie, dar hârtie care e produsă din producție internă, probabil că avem costuri prea mari pentru ea. Și avem încă input goods, men of wars, ok. Nu avem corăbii, dar asta e o mare problemă. Ne dă Marea Britanie niște bani, dar s-ar putea să ne formeze o obligație. Uitați-vă un pic aici ce se întâmplă, deci chiar o să înceapă turmoil, radical population, este într-o continuă creștere, cred că o să explodeze o mare revoltă. Raising concerns. Îngrijorarea. Am nevoie de acești petit burghezi. O să-i folosesc mai departe. Mi-a scăzut un pic procentul de succes al legii, dar e bine, am nevoie de ei și de rural folk. Am reușit, e incredibil, am reușit să activăm legea per capital taxation. E minunat pentru că o să rezolvăm imediat partea de venituri. Acum, cum ziceam, trebuie să mă duc să schimb National Supremacy, care e adevărat îmi dă ceva mai multă autoritate decât Racial Segregation. Dar zic eu că o să ne activeze mai multe opțiuni aici pentru partea de atragere populației imigrantă. Ar trebui să trecem pe plus cu veniturile. Da? Plus 1,6K. Hai să vedem acum ce am putea să mai reglăm aici. Government wages, mamă, dar cheltuielile guvernamentale sunt imense. Income tax-ul reprezintă 3K. Insufficient agriculture. Migration attraction-ul aș crește și a scădea. Crește radicalitatea populației aristocratice sau din clasele superioare. Da, nu știu dacă reușim să fixăm asta. Din base value, government administration și petit burghez, middle managers. Mă, poate ar trebui de fapt acolo să lucrez eu. Nu mai știu pe care m-am dus să-i fac boosting. Cred că mă dusesem să le fac ăstora boosting. Bolstering. Hai să mă duc să le fac la ăștia, pentru că mica burghezie vă că îmi dă birocrație. Îmi crește middle manager. Da, trebuie să-i boostez un pic pe aceștia. Și suntem aproape de all for one. Am mai scăzut standard de of life în Valahia 8,5. Da,
Ah, ne-a apărut aici unemployment-ul. Cred că deja putem să construim chestii în noile state. Stai să vedem. Da, putem să facem universități. Aceștia nu universități. Hai să vedem dacă pot să fac și aici. Încă nu. Încă în Moldova nu, pentru că n-am devenit World War One. Opa, duelurile. Sincer, aș interzice duelurile. O să-i supărăm pe landowneri. Okay. I don't care. Atât timp cât îi supărăm pe landowneri, nu mă interesează. Văd că facem noi mine de fier. O să am o problemă cu... La calificări văd că suntem ok. Ok. Unemployment. Țăranii acum. Dar ce se întâmplă cu țăranii aceștia? 186 dintre ei sunt unemployed. Unemployment-ul este destul de scăzut. Dar asta nu e un semn bun, pentru că trebuie să am ceva unemployment ca să umplu locurile de muncă. Văd că abia am echilibrat aici piața. Așa. Ce ne face asta? A character appears. Unit principal. Mihail Racoviță is needed. Ia să vedem ce face Mihail Racoviță. Este din partea de Rural Folk. Ortodox român. Am nevoie de el mai departe? Hai să mă uit aici să vedem cine este susținătorul la close border, la migration control. Este. Hai să-l activăm. Îl introducem pentru că poate o să avem nevoie de el mai târziu. Văd că ăștia își termină minele de fier. E adevărat că am scăzut un pic construction-ul. Era bazat pe consumul de fier, dar am văzut că oricum la consumul de fier eram în limită sau depășeam limita de consum. Nu știu aici la unelte dacă pot să mai fac ceva, pentru că la unelte am nevoie de oțel. Problema cu oțelul este că nu avem neapărat unde să-l introducem oțelul ăsta. Văd că ăștia se apuc să facă livestock acolo, dar avem unemployed 5000. Mă, teoretic aș putea să introduc universitățile aici. O să crească calificările. Din câte văd aici calificările, aici sunt o problemă. Nu avem calificări. Hai să facem atunci aici o universitate și vedem ce se întâmplă. E adevărat că universitățile o să coste bani și o să dureze ceva să le facem. Dar anyway, avem nevoie de ele. Nu știu dacă reușim aici. Racial segregation has successfully progressed to the voting phase. Excelent. O să mă obținem capacitate birocratică din Central Archives. Și nu mai e mult până se întâmplă acest lucru. Mi se pare că lucrurile merg grozav. Și aproape am făcut All for One. Suntem un procent de 96,6%. Iar a scăzut Standard of Living cu 10%. O să dăm și noi un save aici. Pentru episodul 4.1. Și după ce finalizăm aceste lucruri, trebuie să încercăm să aducem la capăt restul de legi. Să vedem cât de bine sau rău vor merge niște lucruri aici. Da, am observat aici o problemă în care ceva zice că nu are suficiente bunuri Man of Wars. Dar problema e că dacă mai detriggeruiesc noi importuri, o să supără birocrația care să dea tax waste. Trebuie să finalizăm întâi legea aia înainte să mai fac chestii. Am activat racial segregation, excelent. Bun, acum, cum zicea Iulie, care el mi-a recomandat, Iulie 30, chestia asta cu racial segregation și cu closed borders, este un mare risc după ce deschidem granițele. Sper să nu fugă toată populația, dar hai să vedem ce se întâmplă. Sunt tare curios.
ce o să se întâmple. O să fie... Oricum am progresat foarte bine cu legile. În mod normal se poate întâmpla să dureze enorm de mult să schimbăm aceste legi. Și o să avem cât de curând și All for One. 93,8%, 99%. Și cum ziceam, este minunat că am reușit să luăm cele 3 județe, plus din Tulcea aici. Am crescut standardul de viață un pic aici în Dobrogea Românească. Nu știu dacă vă cam suficientă influență ca să mai pornesc. Hai să vedem dacă pot să mai fac pe partea de improve relations. Nu pot până nu... Nu prea cu cine. Custom unions nu pot să fac. Join custom unions încă nu. Și suntem pe locul 36, atenție, cu prestigiu de 46. Hai să vedeți imediat ce se întâmplă. Facem all for one și realizăm imposibilul, pentru că în realitate acest lucru nu se întâmpla. Nu avem o vacant in Romania 91 de zile. Iar Principatele Unite ale României și Moldovei anexează Moldova, dar nu numai asta. Progresăm cu ceea ce ziceam că s-a întâmplat în realitate, și anume în 1866, la 1 iulie, sub conducerea lui Carol I, formarea României prin Constituție. E minunat. Am făcut și Central Archives. Avem România, dragilor. Este incredibil. Incredibil. Am format statul România. Ne-am crescut expansiunea. Este fantastic. Fantastic ceea ce s-a întâmplat. România. E de-a dreptul incredibil. Hai să vedem acum dacă pe partea de Join Custom pare că nu putem să facem. Custom Union nu putem să facem. Dar pare că Improve Relationships nu prea avem cu cine să mai îmbunătățim momentan. Deci nu rămâne alianțe la fel. Nu vrea nimeni de aici alianțe. Trade Agreements. Nu vrea nimeni. Motivele văd că îndeosebi în Austria am fi putut. Dar, austriecii au reușit? N-au reușit. Turmoil. Nu e idee bună să facem prea mult trade agreement-uri cu ei. Și ce e mișto că România am devenit, am trecut cu prestigiu pe 26. Suntem pe locul 26, 66 de prestigiu. Wow. Incredibil. Ia enacting. Migration controls. Foreign faiths. Ce se întâmplă aici? Biserica Ortodoxă nu prea e de acord cu asta. O să le dăm enactment succes. 15% și scădem interesele în ortodoxism. Mă uit odată un pic, dar am impresia că i-am dat afară de peste tot pe aici din universități. Nu? Și din aparatul birocratic sper eu că i-am scos. Hai să mergem și în Moldova să facem același lucru. Secular Academy. Și atâta, că în rest au barăcile aici, deși nu au armată. Aici deja văd că au activat production metodul. Și ei produceau aici. Interesant. La nivelul fermelor de grâu, ei deja produceau, aveau acolo. Aici am single crop, care îmi dă o grămadă de grâu, iar aici avem foarte frumos. Undeva. Unde avem? Aici. Ar trebui să avem, cum ziceam, la ferme, avem citrus orchards. Asta o să ne dea zahăr, care pot să-l folosesc pentru producția de alimente. O să vă arăt imediat cum. Arts Academy. Nu prea merge grozav. Ia să vedem trade center aici. Nimic. Hai la Urban Center să vedem ce modificări mai putem. Îi dăm afară și pe aici, pe bisericoși. Introducem și Gas Streetlight-ul. Market Squares deja avem activat aici, foarte frumos. Așa, și aici vom produce hardwood-ul pe care îl cere populația. Hai să vedem câtă hardwood ne avem nevoie. La nivelul Moldovei nu cred că aveam nevoie, dar aveam nevoie în alte părți. Cred că o să mă duc să încerc să le elimin de aici, din Trade Center. Da, l-am scos. Am trecut pe plus și cu aparatul birocratic, asta e foarte tare.
Alte modificări. Unelte. Avem un consum local relativ crescut. Folosim unelte de fier pentru producție. Nu prea avem aici producție de fier, dacă nu mă înșel. A, ba da, avem. La nivel de Moldova e mișto că avem și aici. Ok. Bun. Deci cu chiar steaua am rezolvat problema. Aici am reglat. Ce pot să mă duc pe industria alimentară de aici? Să introducem și indulcitorii pentru creșterea de groceries. Dar nu prea avem consumatori pentru industria asta. Nu e de bun atunci. Porțelan. Oare putem să exportăm niște porțelan? Pentru că nu știu dacă avem atât de mare consum în țară. Uite, armele. Este o problemă pentru că nu avem consumatori pentru arme. Găsim oare pe cineva? Da, nu e de bună să le ținem pe amândouă. Hai să văd care dintre ele le mențin. Ok, doar una dintre ele o mențin ca să generăm venituri. Și sper eu să crească acum producția de armament, pentru că la fier nu cred că aveam un mega consum. Mai avem un consum intern, dar e reglementat din partea cealaltă, din partea de Moldova. Unemployment-ul încă destul de mare aici. Aici nu avem calificări. Ce aș putea să fac este să pun în coadă și aici să facem o universitate. Trade Center-ul din Moldova nu prea face mare lucru. Ia să vedem ce produc ei tipic aici. Ah, cred că produceau ceramică. Da, ceramică. Porțelan, îmi cer scuze. Ah, nu vrea nimeni să importe porțelanul lor. Asol. Manowars. Da, suntem pe deficit cu Manowars ăla. Dar dacă nu-l importăm... Hai să importăm Manowars ăla, chiar dacă ne punem pe minus, foreign competition, ia să vedem. Romanian job seeker should be prioritized. Da! Trebuie să deschidem granițele ca să prioritizăm asta. Din păcate am pierdut la șansele de succes la migration controls. Anyway, dragilor, încercăm să activăm asta. Wheat farm fully employed în Moldova. Excelent. Hai să vedem încă o dată la improve relations. N-am pe nimeni. Toate relațiile sunt perfecte. Custom union nu pot să fac. Și nici join union custom. Atâta opoziție. Austria este singura care e mai apropiată de noi. Probabil că ar trebui să facem ceva să mai... modificăm în acest context importurile, exporturile. Uite, exportam astea, am adus să le tai, dacă e așa. Să văd dacă pot să export poate mai puțin. Dai să tăiem ăsta către Imperiul Otoman și să ne focusăm un pic pe Rusia și Austria, că suntem foarte aproape de a încheia niște tratate cu ei. Hai să vedem dacă pot să le export ceva, de exemplu unelte. Am văzut că avem producție pozitivă de unelte. Chiar și mobila trebuie să mă uit dacă... În mobilă văd că abia ne acoperim internul. Unelte. 183. Aici cum stăm cu uneltele? Aici suntem pe deficit. Deci nu e de bună uneltele. Sulf, mod sigur am în exces. Lemn. Lemn nu avem în exces? Nu. Aoleu, nu găsesc resurse care să le dau. Sulfur sigur am un exces, nu consumăm. Cel puțin dacă activăm Atmospheric Engine. Vreau să generăm ceva mai mult sulf decât consumăm. Dar nu știu dacă vrea cineva sulful nostru. Austriecii, pare că îl vor. Ok, și am terminat și Atmospheric Engine fixul. Gata, am trecut pe plus cu fix de capacity deficit. Hai să vedem acum la relații. E tare curios dacă reușim să facem acel custom uh,
Ideological simulation would be senior partner. Amicable. Trebuie să mai importăm sau să exportăm chestii, dar nu-mi dau seama sincer unde vezi exact care sunt necesitățile lor. Pare că un consum mare, dar noi am putea să exportăm de astea. Nu exportăm în momentul de față. Arme. Mai uităm o dată la exportul ăla de arme. Că o strece, am văzut că plâng. Ne dă venituri negative. Predicte minus 854 employee annually. Probabil e prea mare consumul, e prea mic prețul nostru. Nu avem nimic consumatori aici în țară. Foarte dificilă treaba. Hai să încerc totuși. Facem un export de arme, vedem ce se întâmplă. Iar dacă merge pe minus. Poate reușim să îmbunătățim relațiile cu ceva, cu ăștia. Atmospheric engine, ia. Ce scoatem noi de aici? Progres pentru căi ferate, da. Pentru că căile ferate le pot face inclusiv private investor. O să avem nevoie de ele. În 7 săptămâni pare că terminăm și noi universitatea acolo. Ceea ce e excelent. Ce altceva aș putea să mai le export? Am presa cărbune stă destul de bine. Producție internă, s-ar putea să fie consum important de cărbune cerut din alte zone. Metodele de producție, nu știu exact cine. Ia, ce se întâmplă cu legea noastră care pare că a luat-o pe arătură complet? Turcii devin mai radicali din cauza că progresează legea noastră care e în faza încă de referral. Evoluție zero pentru legea asta. Terminăm și noi universitățile aici, dar sunt tare curios dacă vom avea pe cineva care se califice. I-am terminat aia. Ce facem acum? Vinărie în Moldova. Dar nu facem vinărie pe ca și clădire guvernamentală, îmi pare rău. O să o facă privații. Universitate în Basarabia, asta da. Uite cool, mines. Păi hai să încercăm să exportăm în Austria cărbune. Deci tu pe minus, frate, dar nu pot să le export nimic astora, că tot numai pe minus. Cred că mai bine mă duc să o anulez pe aia. Mă chinui să export ceva care oricum nu... Nu am șanse. Vin. Cum stă cu vinul în România? Nici măcar nu m-am desprins aici. Pe bază de sweetener. Canneries. Putem să declanșăm, să dăm cantitatea de groceries, care oricum văd că nu o consumăm integral. Și să dăm drumul la producția de vin. Care ar trebui să-și regăsească consumatorii. Vinul ar trebui să fie de bază pentru români, nu? Am activat legea. Bun, și altă chestie care n-am zis-o, dar știu că a solicitat-o, am adus-o în discuție în partea de comentarii, apropo de colonialism și introducerea de colonialism exploitation cerută de, propusă de Conec. Am văzut disputat de Nothing Too care spunea că pentru România, cred că în afară de a coloniza neapărat în Africa teritorii, ar fi probabil mai ideal să începem să ne bate cu țări cum este Brunei, care n-au decât vreo 3 populația de militară. Cred că vreo 3 batalioane, dacă mă înșel, nu mai știu exact unde ți arăta chestia asta. Și ar trebui să fie relativ slăbuți. Înțeleg că oricum în zona asta, în zona oarecum de interes Indonezia, ar trebui să ne extindem noi. Ca și război, dar să ajungem noi acolo, că momentan mi se pare că avem problemele astea cu deficitul de populație.
Efectiv, nu avem populație. Unemployment-ul este foarte scăzut. Unde transportation-ul generează o grămadă de probleme, deci avem nevoie de căile alea ferate. Dar vreau întâi, cum am zis, vreau să scap și eu de... Să pun labor movement-ul și să dau acea lege care cred eu că și-o doresc foarte mult cea labor. Vedem dacă reușim în acest episod sau nu. Aoleu, opposition members. Dăm în burghezie cu asta. Am dat în timp că vreau să votez legea. Nu, nu vreau să mai trage de timp. E adevărat că se vor oftica. Man of War ăla, cred că în continuare e o mare problemă. Impresia că ăștia plângă cer, nu? Oare pot să import undeva? Austro-Ungarian Market sau Serb Market? Hai să facem cu Austro-Ungaria, că poate facem un custom union, l-am dat cu ei. E adevărat că am prea multe trade-uri acum, două trade-uri peste limita care mi-o permit. Join custom companies unlocked. Max number of companies, urbanization per level. Ok, Valachian, Green Consortium sau Moldovia. Would not currently increase prosperity. Da, din păcate am impresia că n-avem suficientă, niciuna dintre ele n-au suficientă productivitate. Hai să vedem ce se întâmplă aici la Wheat Farms. Mie aici îmi zice 7. Poate că e la nivel de țară? 6.1. E homesteading aici. Avem unelte citrus, soil enrichment. Cum stăm cu consumul intern? Aici stăm ok. Hai să vedem pe Valahia. Avem suficient teren arabil. Avem un consum, o producție destul de ok. Cred putem să și exportăm niște grâu, din ce văd eu. Piața sârbă, n-aș vrea să export pe piața sârbă. Deci momentan nu activăm compania nouă. Mai stăm introspectivă. Fractional distillation. Ok. Pentru industria alimentară. Hai să vedem dacă pot să fac aici noi chestii. Pattern steel. Îmi scade consumul de groceries cu consum mai mare de sticlă și produce mai mult lichior. Cred că e o idee bună. Hai să vedem cum stăm cu sticla. Scuze, am intrat pe hârtie. E bine pentru că... Ia. Produce mai multă sticlă, consum de lead și ceva mașinist, ceramică nu vreau. De asemenea, parcă avem și aici sticlă, nu avem sticlă. Glass, nu. Nu. Băi, hai să încercăm să facem chestia aia. Pentru că am văzut că există interes de consum din punct de vedere... lichior și am văzut că inclusiv austriecii cereau. Hai să mă duc acum pe partea de sticlă. Dacă pot să boostez chestia asta, o să am nevoie de lead. Ok, trebuie să importăm, doar de la Austro-Ungaria pot să import. Oare pot să le export acum lichior la un preț bun? Nu. Ah. Deci mare brânză n-am făcut cu chestia asta. Birocratic imbroglio. Aoleu. Mamă, dar ce cu chestiile astea? Legi total aiurea. Am rezolvat aia cu Man of War-ul, nici nu mai știu. Am încercat să zic că mă uit. N-am preț bun de import și de-aia n-am să-l fac. Și birocrația mea este varză.
Cât cum stăm cu consumul de hârtie, că aș mai pune standardized filling system. Ia, și cum avem consumul? Da, îmi zice că mai trebuie hârtie. Să mă uit și aici dacă avem producție de hârtie sau până avem producție de hârtie. Doar avem doar în aici. Ca și tehnologie, momentan nu pot să mai folosesc ceva suplimentar. Aici n-am decât universități, dar am trecut pe plus cu birocrația, ceea ce e bine. Văd că s-au mai oprit formele radicale din Imperiul Austro-Ungar. Mai vreau să verific o dată dacă reușim să facem chestia aia de Joint Custom Union. Nu vrea nimeni. Custom Union, nu vrea nimeni. Minus 20. Da. Nu am ce să fac. Improve Relations, nu. Alliance, nu. Custom Unions, nu. Defensive Pact, nimeni. Mai avem la un dat, cred că Trade Agreements, dar nu știu dacă mi-apare aici. Trade Agreements, Austro-Ungaria. Would accept if we owe them an obligation. Ok. Hai să facem. Oare acum acceptă și Joint Customs? Nu. No. Trade Agreement. Ok. Asta înseamnă că acum putem să facem poate Joint Custom și Custom Union, nu, dar s-ar putea să avem niște avantaje pe partea de trading în sine cu aceștia. As an input storage. Și n-avem destul? Nu, n-avem destul. Hai să vedem dacă pot să mai aici la partea de import, să mai importăm niște menovor, să vedem dacă rezolvăm deficitul. Da, pare că naval base-ul ăsta nu mai plânge acum și ne oferă flotile. 4 fregate, ok. Am trecut în faza de votare cu legea noastră, suntem pe minus cu bănetul. Excelent, ce să zic. Construction, temporary national expenses. Power of the purse, naval max value. Da, terminăm și noi în 12 săptămâni universitatea asta și trecem pe 0. Pare că 3.000 de lire sterline se duc pe construction goods. Bun, dragilor, ne apropiem de final de episod. Deci, cum ziceam, terminăm universitățile și nu știu dacă vom reuși să activăm și Migration Control, dar în episodul următor încerc să activăm. Nu cred că am adresat integral comentariile voastre, dar cel puțin într-o anumită măsură încerc să le adresez în episodul următor, tot ceea ce a mai rămas acolo pending. Sper că am optimizat majoritatea lucrurilor. Încerc să mai mult o dată la diplomatic actions. Dacă pot să mai fac improve relations cu cineva, măgar un joint customs ceva sau custom union, nu pot. Drought connection, aoleu, astea sunt de rău de obicei. Enactment time, vreau și o să dau legea asta. Oare reușesc? Bun, ca și succes în acest episod, doar să recapitulăm, am reușit să facem per capita taxation și să schimbăm citizenship în racial segregation. Suntem aproape în curs de realizare close borders, dar cel mai important este reușita faptului, reușita formării statului România prin unirea cu Moldova, și practic parte din sudul Basarabiei și din Dobrogea. Avem alegeri în curând, apropo. Văd că toate partidele iau, opa, free trade party. Avem industrialiștii, dar e un grup acolo, trade union, care nu e asociat cu nimeni. O să fie interesant. Am reușit migration controls, dragilor.
Deci acum, practic, rămâne doar în episodul următor să facem și acest labor movement. Mai avem 5 luni, da, dar nu mai ținem episodul. Deci, mulțumim pentru urmărire. Am reușit, practic, toate cele 3 legi pe care ne propusesem, cu excepția legii cu privire la Children Rights. Să o schimbăm, mai trebuie să studiem 5 luni. Am format statul România, am făcut și un trade agreement cu Austro-Ungaria, apropo, care este imens. Vedem dacă în viitor reușim să intrăm în piața austro-ungară, cred că o să se mai simplifice niște lucruri și vom câștiga ceva mai multă birocrație aici. Văd că nici nu mai avem deficite din trade route-uri. Probabil la trade route-uri ele în continuare sunt active aici. Vedeți, iar am trecut pe minus cu vreo două dintre ele, trebuie să vedem ce mai facem. Și ok, în episodul următor trebuie să activăm noi legi și să boostăm probabil un pic industria, dar mai important trebuie să atragem populație. Dați-mi idei cum atrag mai multă populație. Am activat cele două legi, Racial Segregation, Migration Controls. Avem nevoie să atragem cât mai multă populație. Trebuie să creștem nivelul de trai și mai tare, trebuie să reducem taxele pe consum, ce altceva putem să mai facem. Deja taxation level-ul este pe minim, iar la consumption nu avem decât bunuri folosite de către categoriile sociale înalte taxate. La fel, government wages-urile sunt la maxim, military wages-urile sunt undeva pe medium, dar nu prea avem investiții în armată. Deci, vă rog să-mi dați sugestii despre cum procedăm mai departe. Între timp, mulțumim pentru audiență, cam acesta a fost episodul și sper să ne revedem cât mai curând un nou episod. Bye, bye!